One Brand Tutorial din nou și sunt foarte fericită că astăzi vorbim despre un brand care mie îmi place foarte mult. Am o dragoste aparte pentru produsele de la Benefit Cosmetics. Dacă mă urmăriți de multă vreme, știți că eu folosesc foarte des produse de la ei și vă spuneam la un moment dat pe stories pe Instagram că am cam aproape toate produsele lor de make-up. Nu le am pe toate cele de skincare, dar de make-up, bine, n-am toate nuanțele la cele de make-up, dar am cam o nuanță din fiecare, cel puțin o nuanță. Astăzi vorbim despre produsele lor pentru cei care nu știu încă despre ce e vorba, când vine vorba de Benefit Cosmetics, sau vorbim despre cei care ați fost curioși de anumite produse și mi-ați lăsat pe Instagram propuneri pentru produsele pe care vreți să le vedeți în clipul de astăzi. Da, clar, o să vedeți și paleta aceasta pe care am mai folosit-o oricum într-un clip anterior în care foloseam produse celebre. Este paleta Cheek Leaders. Eu am nuanța Pink Squad. Sunt două astfel de palete. Una este Pink Squad, una este Bronze Squad, dacă nu mă înșel. În orice caz, o să vă las link în descriere la toate produsele, așa cum o fac de fiecare dată și fiți pe fază pentru că așa cum v-am obișnuit, clipul One Brand Tutorial, orice clip One Brand Tutorial, se termină cu un giveaway, așa că rămâneți până la final ca să vedeți despre ce este vorba și cum puteți să vă înscrieți. O să realizez un machiaj natural, așa cum îmi place mie în general să mă machiez și în general cum văd eu brandul Benefit Cosmetics, dacă ar fi să-l caracterizez printr-un make-up. Astăzi o să fac treaba asta și o să folosesc produsele care mie îmi plac de la ei și cele pe care le-ați cerut voi în mare parte pe Instagram. O să folosesc un primer, The Professional se numește, doar că de data aceasta el este Pearl Primer. Este un primer pe care îl folosesc ca să-mi dea luminozitatea de care are nevoie tenul meu pentru că se confruntă cu deshidratare. Cei de la Benefit au The Professional, același primer, doar că cu finish mat, acolo unde este cazul, dacă aveți ten gras sau combinat. Eu îl folosesc pe acela în kitul meu pro și mulți ani de zile l-am folosit chiar și pe tenul meu. În stadiul în care tenul meu se află, nu are nevoie de acel primer pentru că n-am nevoie să-mi scoată în evidență zone deshidratate. În schimb, ce vreau să vă mai zic, eu am aici un mini, cei de la Benefit au în Sephora și pe Sephora.ro atât produse full size cât și produse mini, la multe din produsele pe care ei le au în întregul lor brand. Așa că dacă nu vă doriți un produs sau știți că nu-l folosiți sau încă nu l-ați testat și vreți să vedeți dacă vă place, e bine să alegeți o variantă mini, să vedeți cum vă potriviți cu produsul respectiv sau cum se potrivește el cu nevoile voastre și mai apoi să luați produsul full size. O să aplic prima dată primerul și o să-l aplic cu degetele. Inițial mă gândeam să-l aplic cu pensula, dar mai bine-l aplic cu degetele că simt cât am nevoie să aplic. Și o să-l pun pe întreaga față. Să știți că el, în momentul în care îl întindeți, este tot, lasă tot efectul acela super, super neted, doar că spre deosebire de The Professional, acela clasic, acesta ajută la efectul de iluminare. Însă nu este genul acela de primer care să vă ofere glowing, ca să știți, adică îl poate folosi și un ten gras și un ten combinat, asta dacă nu vă doriți finish mat, așa cum mi se întâmplă mie, tocmai pentru că lasă efectul ăsta super neted, fondul de ten o să gliseze foarte bine pe el și totodată nu o să aveți aspectul acela super, super mat. Fondul de ten pe care îl folosesc este Hello Happy și ce trebuie să știți despre fondul ăsta de ten, pentru că sunt păreri împărțite. Unele persoane îl plac foarte mult, alte persoane nu îl plac absolut deloc. Ce am descoperit eu? Prima dată, trebuie agitat. Asta nu e o descoperire pe care am făcut-o eu, ci este ceea ce ne spune brandul. Este super, super lichid. Dar ce am descoperit eu? Tenul uscat, dacă îl aplicați cu burețelul, să știți că pe parcursul zilei va dispărea. Pur și simplu, cel puțin în zona pumeților, unde zona e mai uscată de obicei și în zona frunții și pe bărbie, o să observați că dispare. Așa că ce vă propun eu, să-l aplicați cu o pensulă de genul acesta, o pensulă buffer. În cazul în care
nu vă doriți să-l aplicați cu pensula, mai bine îl aplicați cu degetele, dar nu cu burețelul, pentru că oricum burețelul, fiind lichid, fondul acesta de ten, are tendința să îl tragă foarte mult în interior. Aplicați oricum mai puțin decât ați avea nevoie. Acoperirea lui este una mică, medie, dacă lucrați cu el în două straturi, și nu o să vă ajute absolut deloc. Deși, în mod normal, eu recomand burețelul pentru tenul uscat, în cazul acestui fond de ten nu funcționează la fel de bine. De aceea eu o să-l aplic astăzi cu o pensulă și o să vă arăt cum fac eu. Nu îl aplic prin mișcări de frecare, ci prin mișcări de presare și ușoară hașură. Așa o să vă ajute să aveți o acoperire medie, da? Nu chiar mică, și rămâne în locul în care voi îl așezați. Apropo, eu folosesc nuanța 2, am uitat să vă zic. Ăsta e un fond de ten care lasă acel aspect natural al tenului. Într-adevăr, se mai văd 1-2 coșulețe, 1-2 pistrui, dar dacă lucrați în maniera asta, cu pensula și cu mișcări mai mult de presare, să știți că o să vă placă rezultatul final. Eu am încercat mai multe variante, tocmai pentru că vroiam să mă împac cumva cu el și când vine vorba de tenul meu, pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult finish-ul lui pe tenul normal, pe tenul uscat. Și uite că am găsit cea mai bună variantă. Bine, oricum, să știți că întotdeauna și primerul influențează fondul de ten. Întotdeauna. Pentru că dacă voi veți avea de desubt un primer super, super mat sub fondul ăsta de ten, nu o să vă placă. Pentru că fiind primerul super, super mat, cu finish super mat, o să atragă fondul ăsta de ten în zonele unde ați aplicat primer și cumva o să arate super mat în anumite locuri și un pic mai lucios în alte locuri și nu o să fie aspectul al tenului uniformizat. Cel puțin asta am descoperit eu de-a lungul timpului. Și ca să vă arăt diferența, pe fruntea mea vedeți ce acoperire are. Aici, în partea asta, am fond de ten, aici nu am absolut deloc. Aplicat, v-am zis, în maniera asta de presare și ușoară hașură, funcționează foarte, foarte bine. Mie îmi place foarte mult cum arată. Și pentru că mă confrunt cu super, super cearcăne, situația asta este superbă la mine în zona ochilor, o să folosesc un concealer. Se numește Industrial Strength Concealer. El arată cam așa și o să iau de aici cu spatula și o să pun pe pensulă, pentru că vreau să-l aplic cu o pensulă ca să am acoperirea mare. Apropo, eu l-am în nuanța 1. Tot uit să vă arăt nuanțele și să vă spun nuanțele. Hai să încerc să iau o oglindă mai mică. O să folosesc oglinda de la pudră, că acea paletă e un pic cam greluță și o să vin... Tot timpul iau cam mult, mai ales că este industrial, come on, da? Este un concealer, de fapt este un corector, să știți. Are acoperire mare, eu îl folosesc... De obicei, nu prea îl folosesc în zona ochilor, pentru că mi se pare destul de greoi așa de purtat dacă nu îl fixez foarte bine în zona ochilor, doar că în situația de față funcționează foarte bine la acoperire. Și asta îmi doresc, să am zona ochilor luminată. Dintre toate concealerele de la Benefit Cosmetics, ăsta este cel care are cea mai mare putere de acoperire. Nuanța 1, vă spuneam. Repet, trebuie fixat în schimb foarte bine, pentru că este un produs cremos, destul de dens, care se adună în liniile de expresie dacă nu este fixat corespunzător. Și pentru a fixa zona din jurul ochilor, ceea ce vreau să fac foarte, foarte repede ca să nu se adune produs mult în ridurile de expresie, o să folosesc pudra Hello Flawless. Este în nuanța I Love Me Ivory și are SPF 15. O să o aplic cu o pensulă de genul acesta de la Zoeva. Se numește 114 Luxe Face Focus. Pensula asta plată și mai micuță așa,
Pe mine mă ajută să fixez zona din jurul ochilor în astfel de situații, pentru că intră în zone mult mai restrânse, mai mici, așa, și fixează foarte bine. Întâi elimin excesul de produs și vin și presez pudra. La fel procedez și în jurul nărilor pentru a fixa bine. Pudra asta lasă un aspect mat, dar chiar mat dacă vă doriți treaba asta, și fixează foarte bine. Eu am mai folosit-o acum, cred că vreo 4 ani, doar că am încetat să mai folosesc pudre, nu prea am mai folosit pudre compacte și acum am revenit la el. Dar, în general, în machiajul profesional, nu prea folosesc pudre compacte decât în situațiile de retuș. Iar acum, cu o pensulă mai mare, de la Paris Saks, numărul 4, asta este, fixez întreaga față. Și cum ea este foarte mată, în momentul în care am aplicat-o pe frunte, a început să-mi scoată în evidență zonele deshidratate. Dar asta este, o să trec, sper, peste această perioadă cu deshidratarea aceasta intensă a tenului, pentru că mă omoară efectiv. Produse cu care mă înțelegeam extraordinar de bine în trecut, nu mai funcționează acum. Tenul meu nu mai funcționează, pentru că tenul meu face ce vrea el. Și cam așa arată aspectul final al tenului. După cum observați, acoperirea nu este una mare, este o acoperire medie, se mai vede câte un bang, câte un pistrui, vă spuneam, dar pe mine nu mă deranjează absolut deloc lucrul acesta, mi se pare că are un efect supernatural și, după cum observați, mai răsare așa câte o lumină din când în când pe pomeți, pentru că ăsta este fondul de ten. Asta face, plus că nu am insistat foarte mult cu pudra pe pomeți, nu am acolo exces de sebum și vreau ca măcar acolo să arate super sănătos tenul. Și, repet, nu e vina produselor, ci este vina tenului meu, care în urma sarcinii și în urma alăptării se pare că se deshidratează. Așa îi place lui acum. Ce să-i fac? O să merg în continuare la sprâncene și o să folosesc 3 produse, pentru că ați vrut să vedeți 3 produse. Ați vrut să vedeți, în principiu, creionul acesta, Precisely My Brow, este creionul acela super subțire, cu vârful super subțire. Și o să vă arăt și creionul Goof Proof. O să le folosesc împreună. Mai apoi o să folosesc Gimme Brow, pe care îl utilizez în paralel cu un alt mascara de la ei. Am uitat cum se numește ăla, o să vă las pe ecran, dar și ăla îmi place foarte mult. Ăsta are culoare, celălalt este incolor. Treaba cu ăsta e că poate fi folosit și individual dacă vă doriți o fixare și o colorare cât mai naturală a sprâncenelor. Atât creioanele astea două, cât și mascara, au periuțe care piaptănă foarte bine, dar vreau să vă arăt că cei de la Benefit au și varianta asta de periuță super, super simplă. Este double-ended. Are două capete și are spuliul ăsta aici, iar la capătul celălalt este o pensulă oblică cu care puteți să aplicați atât produsul gel cât și fardul, dacă asta vă doriți. De ce am vrut să vă arăt această pensulă? Pentru că am mai încercat de la mai multe branduri pensule de genul acesta. O să ziceți, e un spuli, ce e așa de important? Băi, e important pentru că ăsta, nu știu, e construit într-un anume fel și cu niște peri deosebiți. Nu face mare chestie în plus că piaptă în sprânceana, dar în momentul în care am aplicat fard sau creion și am aplicat mai mult, ăsta, spuliul ăsta scoate atât de lejer și atât de bine, fără să întindă și fără să miște perii nenatural din locul în care eu i-am așezat cu produs. Nu știu, îmi place foarte mult. Știu că bat câmpia iurea și vi se pare că... Păi, dar asta e. Asta e. Trebuie să recunoaștem. Să-i dăm cezarului ce al cezarului. Benefit are produse de sprâncene geniale. Cele care mă urmăresc de mult timp știți că eu folosesc produse de la ei în kitul Pro. Asta nu înseamnă că nu folosesc și alte produse de la alte branduri, dar am ceva eu cu ele. Mereu revin la ele. O să folosesc prima dată creionul Goof Proof și îl am în nuanța 1. O să-l aplic pe
întreaga sprânceană, exceptând zona asta de aici, pentru că acolo o să vin cu Precisely My Brow. Fiind oblic, creionul ăsta mă ajută să conturez sprânceana mult, mult mai repede decât aș face-o cu celălalt, cu Precisely My Brow, care are vârful mult mai subțire. Umple mult mai repede sprâncenele și asta e fain. Și apropo de sprâncene, de multe ori m-ați întrebat unde îmi pensez sprâncenele, tot la ei, la Benefit, la Brow Bar, în Molvitan, mai exact la Mirela Dumitru. Ea este brow artistul sprâncenelor mele și îmi place foarte mult ce treabă face cu sprâncenele mele de ani de zile. Eu am început să am sprâncene datorită ei, pentru că până să o cunosc pe ea, nu știu, nu mi-a pensat nimeni sprâncenele atât de fain. Și stau și cu minte, adică nu intru în ele. Dacă ea îmi spune că mi-a spus de fapt de la început să le las în pace, că se ocupă ea de ele, păi chiar le-am lăsat în pace și sunt foarte mândră de mine că n-am făcut absolut nimic. Mai iau eu din când în când așa de pe aici, de jos, fire, că nu am timp să ajung la ea, că nu mă duc la timp la ea, de fapt, dar nu iau de sus, că să știți că ea m-a învățat că dacă îl iau din partea de sus a sprâncenii și iau un fir care n-ar trebui să plece de acolo, crește mai greu în partea de sus. Iar acum o să aplic la baza sprâncenei cu creionul Precisely My Brow niște tușe așa fine. Creionul ăsta creează impresia de fire. Rebele, dacă vreți. Iar la final fixez totul cu Gimme Brow în nuanța 1. Vreau să vă zic, chiar am uitat să vă zic nuanța la Precisely My Brow. La Precisely My Brow am nuanța 2. Și cam asta este rezultatul final cu sprâncenele. În continuare o să îmi conturez pomeții și la fel o să folosesc paleta Cheek Leaders. Și din paleta aceasta o să iau Hula, cel clasic, ăsta de aici. Mai este și Dallas, acest bronzer, dar nu îl voi folosi de data aceasta. Hai să țin aici așa. Și aplic cu o pensulă, după cum observați, un pic mai mică și mai țeapănă, așa să zicem, dar de fapt ea este foarte fină, de la My Kit Co. 0.14. Trasez prima dată o tușă un pic mai intensă, după care o să estompez foarte bine. Nu fac niciodată, cred că știți din clipurile mele, că eu nu fac niciodată contouring super intens. Nu îmi place. Și chiar dacă Hula, cel clasic, este un pic mai închis la culoare decât Hula Light, pentru că le am pe ambele, și ăsta îmi dă efectul natural, chiar folosit cu o pensulă mai densă, după cum observați. Bineînțeles, dacă vă doriți un efect mult mai intens, o puteți face cu foarte mare lejeritate. Veniți cu un al doilea strat și gata. Ăsta este cel mai vestit produs. Ăsta este cel mai vestit produs al lor, bronzerul Hula, și e vestit tocmai pentru formula pe care o are, că oricât de mult ai aplica, cu orice pensulă ai aplica, el reușește să se blenduiască foarte lejer și să aibă un aspect natural sau mai intens în funcție de dorințele și preferințele voastre. Îmi aduc aminte că la începuturile mele în make-up nu-mi permiteam să cumpăr foarte multe produse și nu aveam nici bani necesari, nici nu știam eu că există așa de multe branduri cu așa de multe produse. Și când m-au contactat prima dată cei de la Benefit să-mi zică că vor să colaboreze cu mine pe YouTube, eram așa din când dată, zic, o să am ocazia să testez și eu Hula, o să am ocazia să testez Hula. Eram foarte, foarte fericită, am fost foarte fericită când am pus prima dată mâna pe Hula, la propriu, când am atins prima dată cutia de Hula. Foarte mișto amintiri. E așa de mișto când pornești de jos și îți dai seama că muncești pentru tot ceea ce faci. Foarte mișto. Chiar o să vă rog să-mi lăsați în comentarii ce amintiri aveți voi cu începuturile voastre, cele care aveți, nu știu, cele care sunteți make-up artist și aveți astfel de amintiri.
Și chiar dacă nu sunteți make-up artiști, dacă aveți amintiri cu începuturile voastre la jobul vostru, chiar ar fi drăguț să le împărtășiți. Eu mi-aduc aminte de mine că nu îmi permiteam multe, multe lucruri și acum că pot să folosesc anumite produse, îmi dau seama că munca mea nu a fost în zadar și asta, de fapt, e cea mai mare răsplată pe care o poți avea, în general, de la tine. Tu pentru tine, dacă faci treaba asta. Ai o răsplată și o satisfacție enormă. Ce am făcut eu acum, pentru că am aplicat mult mai mult decât mi-aș fi dorit, am venit cu pensula de fond de ten și am eliminat excesul. Și așa arată hula. Acum vreau să aplic și blush. Cu ce aplic blush? Uite, aplic cu pensula asta de la Jaclyn Hill. De fapt, Jaclyn Hill în colaborare cu Morphe. Blablabla. Trebuie să-mi revin, să știu să vorbesc. Și o să aplic... Ce o să aplic? O să aplic blush-ul ăsta, Dandelion. Știu că în clipul trecut i-am zis Dandelion. Cum se pronunță corect? Dandelion sau Dandelion? O să vă rog să-mi lăsați și mie în comentarii să-mi ziceți și mie cum se pronunță corect, pentru că am auzit ambele variante și n-aș vrea să greșesc. Ăsta îmi place foarte mult. Este un blush mat și pot să vin peste el cu iluminator, cu topper. Îmi place că e foarte natural și cum spuneam că astăzi o să fac un machiaj natural. Am zis că să-l folosesc tot pe ăsta. Îmi place foarte mult paleta asta, Cheek Leaders Pink Squad. Bine, cu siguranță o să-mi o iau și pe cealaltă, pentru că îmi place foarte mult iluminatorul în cealaltă, Bronze Squad. Sper că zic corect, Bronze Squad. Este mai galben, ăsta este mai roz și îmi place foarte mult iluminatorul de acolo. Și de-aia, sincer, mi-aș lua paleta tocmai pentru iluminatorul respectiv. Dacă sunteți make-up artiști, vă recomand din suflet paleta asta. Eu nu prea zic că aveți nevoie de produse în general, că voi decideți dacă aveți nevoie. Dar paleta asta costă undeva la 300 de lei, nu costă 300 de lei, 290, whatever, 300 de lei. Dar dacă ar fi să luați cele 5 produse pe care ea le conține separat, fiecare produs în parte costă, cred că 140 sau 170 de lei fiecare. Așa că faceți voi calculele și o să vă dați seama că paleta asta își merită toți banii pentru raportul calitate-preț, la propriu. Ok, și așa sunt pomeții mei. Acum, n-o să folosesc iluminatorul Tickle din paleta Cheek Leaders, pentru că l-am folosit deja în clipul anterior în care vă vorbeam despre paleta asta ca produs celebru. O să vă las undeva pe aici un link. O să folosesc un alt blush, pentru că ați vrut să îl vedeți și pe ăsta. Stai că nu e ăsta. Este ăsta, da, și pe ăsta l-a cerut cineva pe Instagram, l-a propus să-l vadă în clipul acesta. Se numește Dandelion Twinkle, da, Twinkle. Este un iluminator superb, superb. Are niște particule luminoase extraordinar de faine. Și cu ce-l aplic? O să-l aplic cu pensula aceasta de la Morphe. Se numește M501. O să iau puțin și... Eu încă nu găsesc oglinda, trebuie să mă organizez puțin pe aici. Și o să-l aplic așa elegant pe punctul cel mai înalt al pomeților. Este un iluminator care poate să fie foarte natural dacă vă doriți sau poate să fie mai intens, așa cum încerc eu să fac acum. Ce frumos! Îmi place momentul când aplic iluminator, dar cred că treaba asta am împrumutat-o fiecare de la fiecare pe YouTube, pentru că e un efect așa mișto și dă, de fapt, acel je ne sais quoi al machiajului iluminatorul și, nu știu, momentul în care aplicăm iluminator este super. Îți dă o stare de bine. Cum vi se pare că arată? O să aplic puțin și aici, pe puntea nasului. Pe vârf, dar puțin, da? Știți că am eu o chestie cu iluminatorul aplicat foarte mult. Nu îmi place cum arată. Nu e natural dacă se vede din avion, vorba lui bunică mea. Tot ce se vede din avion nu e natural. Ok, ăștia sunt pomiții. Natural, drăgălași, îmbujorați. Mergem mai departe. În continuare o să aplic
pe conjunctivă acest creion. Tot timpul uit cum se numește. Roller Eyebright Pencil este un creion retractabil pe care îl folosesc pentru a da efectul acela de mărire a ochilor. Este în culoarea pielii, ușor, dar ușor cu o tentă roze și îmi deschide privirea. Asta îmi place foarte mult la el. Ce îmi mai place la el e că e foarte rezistent. Cred că vedeți și voi diferența. Da, acum pare un pic ciudat pentru că nu am mascara și nu am niciun fel de fard pe pleoapă. Dar par foarte palidă, așa, ușor bolnăvioară, dacă nu mi-aș pune nimic, nici mascara, nici ce urmează să mai pun. Dar continuăm. Prima dată am vrut să-l aplic pe stat, tocmai pentru a crea efectul acela de mărire. După care o să vin cu roller liner și o să folosesc varianta maro. Sunt două variante, unul negru și unul maro. Ăsta este cel maro, pentru că vă spuneam, hei, machiaj natural. Dar mi-am dat seama că înainte de a aplica acest eyeliner, ar trebui să mai aplic ceva în pliu. Și ce o să fac? O să iau puțin hula pe o pensulă de blending și o să-l aplic exact în pliul ochiului. Fac asta pentru a adânci puțin pliul și pentru a da ușoară dimensiune ochiului. Și ăsta ar fi singurul fard pe care îl aplic. Machiajul de astăzi o să fie unul natural with a twist, pentru că avem eyeliner și nu toată lumea prin eyeliner înțelege machiaj natural. Dar, să-i spunem, natural with a twist. Cu o pensulă creion o să merg cu hula în colțul extern al ochiului, pe pleoapa inferioară. Și abia acum aplicăm eyeliner, ce vreau să fac inițial. Eyelinerul ăsta are vârful acesta de cariocă și are vârful mai subțire, după care baza e din ce în ce mai groasă. Se duce spre bază, se face din ce în ce mai gros. Secretul cu el este să-l agitați. Și ce mai fac eu? În general, la toate eyelinerele de genul acesta, de la un ochi la altul, îl închid și fac o pauză până să aplic la celălalt. Mi se pare că e mai intens așa. De fiecare dată e mai intens așa. Și cam așa arată, de la un ochi la altul, diferența. Păi de ce mult îmi place cum arată tenul. Și gata cu eyeliner-ul. După cum observați, culoarea este destul de intensă. De departe ar părea că este un eyeliner negru, dar nu este un eyeliner negru, este un eyeliner maron închis, așa să zicem. Este un eyeliner rezistent. Să știți că se usucă destul de repede, trebuie să lucrați repede cu el. Cele care aveți experiență o să vă meargă mâna foarte repede, cele care nu, ce recomand eu? Faceți codița, faceți pauză, după care îl lăsați un pic, îl agitați ca să curgă produsul și veniți mai apoi să lucrați pe linia genelor. Dacă aveți mâna formată, repet, o să meargă foarte, foarte repede, dar este un produs destul de intens, după cum observați, și e maron, repet, de departe se vede ca și cum ar fi un eyeliner negru, atât de intens este. Mergem mai departe și mergem mai departe la mascara preferată de mine și v-am mai vorbit despre el pe stories. Este Roller Lash. Este mascara pe care eu l-aș recomanda oricui, dacă vreți să dați banii pe un mascara mai scumpuț, dar care să-și facă treaba. Și mereu am spus chestia asta. Și este momentan singurul pe care l-aș recomanda în range-ul ăsta de preț. Pe care l-aș recomanda și aș spune despre el că da, merită toți banii. Am mai vorbit despre el. Este un mascara care are o periuță de curbare. Ea este așa. Și prin simplu fapt că e destul de subțire, pe mine, că am genele super scurte, mă ajută că ajunge la baza lor, le curbează și nu știu cum să vă zic, dar mie îmi dă și volum și alungire în mascara asta. Le încarcă cât trebuie cu produs. Nu știu. Are ceva. Formula lui
E foarte mișto. Îmi mai place de la Benefit și Bad Girl Bang mascara. Și ăla a apărut după ăsta. Ăsta e unul așa vechi, old school, să zicem. Și ăla încarcă genele foarte mișto și are efectul acela de alungire pentru genele scurte. Dar nu știu de ce revin tot la ăsta. Tot ăsta mă face fericit. Dar problema mea în general cu eyelinerul este că oricât de mult mascara și-ar face treaba bine, v-am mai zis asta, nu se văd genele mele scurte de dunga de eyeliner. Mie mereu îmi trebuie gene false. Ah, Benefit are și gene false. Dar eu nu mai am gene false de la ei. Ah, damn it, că ar fi fost mișto să pun și niște gene false. Au și gene false, să știți, și au gene false super, super drăguțe. O să vă las un link și către genele false, ca să le vedeți. Și ăsta este rezultatul final cu mascara. Acum ați înțeles de ce am aplicat creionul de dedesubt prima dată, pentru că mă ajută să aplic mascara după ce aplic creionul. Altfel, când vin cu creionul deasupra, murdăresc mascara de culoare aia deschisă și nu-mi place. Ok, asta este. Vreau să vă arăt că pe frunte fondul de ten s-a adunat în liniile de expresie și o să vin să corectez acum treaba asta. Dacă aveți aceeași problemă ca mine, aveți pe frunte riduri de expresie, sunt convinsă că deja problema asta vă este super cunoscută. Mie aproape orice fond de ten mi se adună aici. Nu e ceva nou pentru mine și mai ales că sunt și deshidratată. E exact ceea ce îmi doresc, dar trebuie să fixez, cred că, și mai bine zona asta. Cum eu evit acum să pun foarte multă pudră, se adună și mai mult, dar dacă fixați foarte, foarte bine, eventual cu un burețel, nu o să se adune fondul de ten. În general, eu asta fac pentru a păstra fruntea curată, să zic, vreme îndelungată. Dar v-am zis, acum eu nu aplic foarte multă pudră pentru că nu vreau să scot în evidență o altă problemă, deshidratarea. Și cum nu aplic pudră foarte multă, creez o altă problemă. Se adună fondul de ten în ridurile de expresie, dar hei. Să știți și acest aspect. Ok. Băi, ce mai am de aplicat? Păi mai am de aplicat ceva pe buze și cred că o să mai dau puțin iluminator pe arcadă și consol intern și suntem aproape gata pe buze. Hi. O să aplic Cha Cha Balm. Ăsta este produsul. Se numește Cha Cha Balm. Este un ruj hidratant. El, nuanța lui este asta. Am de la ei 3 nuanțe și dacă mă urmăreți acum vreo 2 ani, într-o iarnă, da, iarna de acum 2 ani, Posy Balm, este o nuanță mai roz așa, a fost rujul meu hidratant, balsamul meu de buze hidratant pe întreaga iarnă, balsamul meu de buze preferat. Și acum am zis că să-l încerc pe ăsta, nuanța asta, vă zic din nou, Cha Cha Balm, să-l aplic așa pe buze, ele dau și nuanță buzelor, să știți, le nuanțează puțin. Și le păstrează efectul acesta lucios și hidratat. Puteți să folosiți și un creion dacă vreți, pentru contur sau dedesubt. Mie, în schimb, îmi place să îl las așa. Ce luciu fain dă. A, și miros și foarte fain. Asta e un alt aspect mișto. Și gata, mai aplic puțin iluminator și terminăm. Este un machiaj pe care eu l-aș purta zi de zi. Este un machiaj pe care l-aș putea purta și la birou dacă îmi doresc lucrul ăsta, dacă sunt adepta eyelinerului pe timp de zi. E super. Dacă nu puteți să scoateți eyelinerul și este un machiaj de zi chiar super potrivit pentru serviciu. Cam astea au fost produsele pe care am putut să le bag într-un clip din cele pe care voi le-ați propus pe Instagram, dar pentru că la început vă spuneam că o să vă zic așa părerea mea despre produsele acestea, aș vrea să vă rog, dacă mai aveți întrebări, să le puneți în comentarii ca eu să vă pot răspunde și pentru că am promis că acest video se va termina cu un giveaway. Vreau să le mulțumesc celor de la Benefit că m-au ajutat în această privință și mi-au trimis produsele pentru persoana care va câștiga acest giveaway și am ceva produse pentru voi. Eu v-am tot făcut așa
teasing pe Instagram și v-am zis că o să ofer ceva consistent și stați să le iau pentru că sunt aici în spate. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți, da? Bun. Păi, prima dată o să intre la giveaway această paletă Pink Squad, așa că tu, cea sau cel care vei câștiga acest giveaway, te vei bucura de treaba asta. E o paletă care merită. Mai apoi, am acest primer pe care l-am folosit în clip, Pearl Primer, pe care chiar sunt convinsă că o să îl folosești cu plăcere. După care am și produse de sprâncene, evident, pentru că, hei, benefit produse de sprâncene. Am odată un K-Brow în nuanța 3, mai apoi un Goof Proof, da, este unul Goof Proof, tot în nuanța 3. După aceea un Brow Vo Conditioning Primer, stai că îl arătam invers, este un primer pentru sprâncene. Iar ultimul produs este un High Brow Pencil, este în nuanța, stai că nu știu, că sunt două nuanțe. Mă, ce nuanță ești tu? Natural Looking Finish. Așa, este un creion din acela mai grosuț cu care să iluminați arcada și să curățați eventual sprânceana, dacă este cel mat. Stai că nu știu dacă e cel mat. Cred că e cel mat. Apply pencil under your brow following the arch, lightly blend. Mă, nu știu dacă este cel mat sau cel sidefat, pentru că sunt două, dar ăsta este. Și toate produsele astea o să ajungă la o persoană, așa că pentru a câștiga aceste produse o să vă rog să mergeți în descriere, pentru că acolo o să am regulile de participare, va fi un singur câștigător și o să vedeți acolo toate condițiile pentru a vă putea înscrie. Ce pot să vă zic este că vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data aceasta. Vă mulțumesc pentru toate propunerile pe care mi le-ați făcut pentru produsele pe care să le folosesc în clipul de astăzi. Sper că v-am lămurit așa cu părerea mea despre fiecare produs și ce consider eu și cum consider că ar trebui aplicat și folosit. Dacă mai aveți întrebări, vă rog să le lăsați încă o dată în comentarii și noi ne vedem cu mare drag în clipul următor. Vă pup! Bye! Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos când știu că nu n-are rost. Sunt încăpățânată și îmi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu nu las să mă plâng.